de la Cascada Caraiman. Iată și frumoasa cascadă Caraiman. Am întâlnit și un grup care acum urcă spre cabana Caraiman. Aici unul din colegii de drumeție, un tânăr din Bușteni, n-a putut să mai coboare și sau o ia înapoi în această porțiune. Așa că voi continua traseul singur. Deci, în față e Valea Jepionici, iar în stânga se află o mică potecuță, așa se vede un pic, pe partea nierbată. Asta e intrarea pe brâna portiței Caraimanului. Iar aici, în fața mea, este Vârcelul Derbie sau Vârcelul Dracilor, îi mai spune, da, o denumire care cred că își merită numele, într-adevăr. Este un traseu nemarcat, cotat la gradul de 1B,